Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant Detonăm Bomba serii. Discutăm despre certificatul pentru acces la muncă în România. Cum vor mai putea românii să se ducă la slujbă? Restricțiile sunt schimbate în ultimul moment. Sunt informații de ultimă oră din Parlamentul României. Ce măsuri comune au decis PSD și PNL? E scandalul cât casa cu aur. Veți vedea și riposta acestui partid cum le dau auriștii planul restricțiilor peste cap PSD-știlor și PNL-știlor. George Simion dezvăluie totul în direct în această seară la punctul culminant. Și carantine și restricții din ce în ce mai drastice în Europa, ce ni se pregătește și nouă. Abordăm subiectul delicat al vaccinării de urgență a copiilor între 5 și 11 ani. Și totodată nu putem să trecem peste încercarea de dimitere a lui Raed Arafat. Care a fost solicitarea lui Klaus Iohannis, ce a descoperit președintele României despre comandantul operațiunii și ce răspuns a primit. Și bomba politică a momentului, domnilor și domnilor, numele noului premier, sunt informații de ultimă oră de la negocierile PNL-PSD. Și trăim o vreme cu tensiuni la granițe și cu atacuri ale migratorilor. S-a ajuns la bătăi cu poliția și la intervențiile armatelor, a ajuns să ceară până și ajutor NATO. Și, nu în ultimul rând, în această seară, investigatoarea morții lui Mățu Stoian vine din nou în studio cu o descoperire de ultimă oră. Veți vedea cum l-au nenorocit pe maestru. Și avocata familiei lui Mățu Stoian va fi în direct la punctul culminant cu descoperiri explozive. Pe cine vor audia închetatorii, dar și ce documente medicale cruciale lipsesc de la dosar. Dați-mi voie să o prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de mine această seară și să pornim la treabă. Norica Nicolae, sărut mâna, mulțumesc că ești împreună. Bună seara, Victor, bună seara și invitațiilor. Te salut și pe tine, Alice Drăghiș, sărut mâna, îți mulțumesc și bună ție. Bună seara tuturor, bună seara, Norica. Salut și pe fostul neomarxist Gelu Vișan, de care numai cravata roșie a rămas de când a trecut la stalinism. Bună seara, Gelu. Să rămână, doamnelor, trăiți. La noi, la comuniști, așa era, la stalinism, să trăiți. Așa, să trăiți și niciodată nu renunțăm la cravata roșie. Nu în ultimul rând, o salut pe doamna doctor Monica Pop. Sărut mâna, doamna, mulțumesc și dumneavoastră că sunteți împreună. Bună seara. Breaking news. Österreich ein Lockdown für ungeimpfte gilt. În timp ce în Europa se adoptă restricții din ce în ce mai dure, dezbaterile din Parlamentul României pe certificatul verde se amână pe săptămâna viitoare. Liberalii vor ca românii care refuză vaccinarea să-și plătească testele din bani proprii. PNL consideră că testarea gratuită pe banii statului ar descuraja campania de vaccinare. Asta în timp ce liderii AUR spun că vor face tot ce depinde de ei pentru a bloca legea să ajungă la vot. Mai multe detalii aflăm de la Bianca Chivă. Bună seara, Bianca! Bună seara, bun găsit tuturor! Discuțiile legate de certificatul verde au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Deputații Partidului Național Liberal au avut astăzi o ședință la care a participat și liderul PNL Florin Câțu, în care au decis că nu vor vota amendamentul depus de Partidul Social Democrat. Acel amendament depus de PSD spune că persoanele nevaccinate vor avea o perioadă de grație de 60 de zile în care testele pentru coronavirus vor fi plătite din buget din bani de la bugetul de stat. Iată că cei din Partidul Național Liberal nu sunt de acord cu această propunere venită de la PSD și spun că ar trebui ca persoanele nevaccinate să-și plătească singure aceste teste, întrucât vor ei să susțină astfel campania de vaccinare, pentru că vedem că din ce în ce mai puține persoane merg să se imunizeze. În același timp, cei din AUR spun că vor face tot ce le stă în putință pentru a bloca certificatul verde, astfel că acest proiect important, certificatul verde la locul de muncă, se va discuta abia săptămâna viitoare în Parlament. Mulțumesc mult, Bianca. Norica, vin la tine și încep cu o remarcă. Nu știu, poate sunt eu greșit. Nu ți se pare că noi suntem ușor dandoasele, dancâșule, cu tot mersul
evoluție acestei nenorocite de boli în toată Europa. În timp ce la ei era valul 4, la noi era party pe litoral și la concedii în străinătate. Când s-a terminat la toți valul 4 și au intrat în verde, noi am intrat în valul 4 și am ajuns la 500 de morți pe zi. Acum ei deja sunt în valul 5, noi n-am rezolvat problema cu valul 4, ei se duc pe restricții masive și noi mai luăm o săptămână pauză că încă nu și-a negociat Câțu poziția la vârful statului. Victor, eu pot să înțeleg această delay, așa cum se exprimă unii între Est și Vest. Dar mie mi se pare că ceva este putred în toată povestea asta. Ei au fost malul 4, au respectat la sânge toate restricțiile, au o rată de vaccinare impresionantă, peste 60, peste 70, și totuși au intrat în valul 5. Pe asta nu i-a scutit de intrarea în valul 5, vaccinarea masivă. Păi asta se vede. Asta vreau să spun. Oare vaccinarea este panaceu universal, așa pare cum îl prezintă toți? E, care sunt măsurile normale și necesare pentru a tempera această pandemie, care se multiplică permanent, din tulpină în tulpină, îți pune foarte multe probleme chestiunea asta. Eu cred că nu vaccinul este panaceu universal atâta vreme cât după un an și ceva, toată lumea recunoaște că nu face vaccinul decât să dea șansa unei boli mai ușor de suportat decât de persoanele nevaccinate, odată. Și în al doilea rând, sigur, este o formă de protecție această boală mai ușoară pentru sistemul medical. Dar în niciun caz nu-l poți prezenta românilor ca soluția care înlătură posibilitatea îmbolnăvirii de COVID-19. Doamna doctor Pop, la un moment dat negocierile pe peticul ăsta de hârtie, fiindcă în definitiv despre asta este vorba, de o hârtie care va împărți țara în apt să meargă la slujbă și în apt să stea acasă. Nu se poate ajunge totuși la un consens, ajunsese până la urmă și la ideea introducerii testării, da? Și chiar mai mult decât atâta, la posibilitatea ca cei care își fac testul de anticorpi să demonstrează că au trecut în boală fără să fie înregistrați în nebunia aia de la DSP-uri, să beneficieze și ei de certificat verde. Până la urmă, eu nu știu, în ce se împiedică oamenii ăștia? Dincolo de, hai să spunem, populismul ăia, toți apără dreptul la muncă, nimeni nu se duce la muncă, dar toți îl apără. În primul rând, sunt foarte de acord cu ce a spus Mărica Nicolai, are perfectă dreptate. Este în orice caz nevoie, pentru că s-a demonstrat care sunt valențele vaccinului. E foarte clar că vaccinul poate determina o formă mai ușoară de boală, dar nici într-un caz nu previne răspândirea bolii. Deci sunt două lucruri total separate și asta nu înțeleg, nu vor să înțeleagă, bineînțeles, decidenții, pentru că se știe foarte bine că testarea în masă alături de vaccin ar fi soluția optimă. Nu v-ați întrebat de ce în străinătate, deși sunt foarte, foarte, foarte mulți infectați, nu sunt mulți în spitale, iar în ATI nici tot puțini și decese sunt foarte puține, din acest motiv. Pentru că omul află la timp că este infectat, își face tratamentul respectiv acasă și depășește, nu mai are nevoie să ajungă în spital. Dacă nu se înțelege lucrul acesta, este un lucru foarte rău și lucrurile nu vor merge bine. Un aspect. Al doilea, să nu ne spună nimeni că nu sunt bani, pentru că știți bine că Uniunea Europeană a oferit 5 milioane de euro și că doamna ministru, între ghilemele, i-a refuzat. Așa ceva e absolut inadmisibil. Bani pentru teste erau categoric. De ce se refuză? Da, bine, nu cred că rezolvam din 5 milioane de euro testarea întregii țări. Nu rezolvam din 5, dar rezolvam din 10. Și era un pas înainte și încă o dată, fără testare în masă, care se face peste tot, numai la noi nu. Nu ai cum să afli un om dacă e infectat. Mai mult decât atât. Au dat niște directive, nici nu-mi vine să cred. Am văzut niște hârtii pe care scria clar: cei vaccinați nu trebuie să se testeze. Cum e posibil să dai un decident așa ceva când știi foarte bine? Asta se întâmpla, dacă țin eu bine minte, în luna august, când se știa foarte bine că vaccinații se pot infecta și transmit. Și ați văzut, există un filmuleț
cu afirmațiile doctorului Antonio Fauci, care e șeful epidemiologilor din Statele Unite și care spune foarte clar că numărul de virus sau încărcătura virală de la un vaccinat infectat este egală cu cea a unui nevaccinat infectat și că transmite la fel. Deci nu are nicio legătură asta cu vaccinul. Vaccinul trebuie făcut, dar în orice caz testarea este cel mai important lucru pentru a stopa acum numărul de infectați. Și încă ceva vreau să spun, domnul Ciucacu, sunt foarte supărată pe domnul Vișan și dacă cumva am înțeles, imediat vă spun, dacă cumva am greșit, că n-am auzit cum trebuie, cer scuze, dar dacă este așa, ați spus aseară, am auzit foarte bine ce ați spus, dar nu sunt foarte convinsă de cifră. Ați spus că 99% din cei din reanimare decedează. Este o gafă monumentală, vă rog să credeți că nu e adevărat, nici, nu știu, 30% nu cred că mor cei care sunt în reanimare. Gelu, am o droaie de prieteni. Microfon. Auziți, ferească Dumnezeu, doamna doctor, opriți-vă. Am o prieteni care au fost în reanimare și au plecat acasă și sunt prieteni și cu domnul Vișan și cunoscuți pe domnul Vișan. Stați să vă și răspundă, domnul Vișan. 99% este o eroare enormă și încă o dată domnul Ciutacu, oamenii din țara asta trebuie să audă și un cuvânt bun și o încurajare, ori noi, asta nu vine de nicăieri și știți bine că e așa. Dacă vorbim numai de mor și de apocalipsă, nu o să meargă nimeni și nu o să mai ajungă la spitale acolo unde ar trebui să doamna aveți de gata, oamenii Pop. Stau acasă până nu se mai poate. Okay. Doamna Monica Pop. În niciun caz și sub nicio formă. Spune ce l-ai zis. Sunt perfect de acord cu doamna Monica Pop. N-am spus lucrul acesta. Nu am spus lucrul acesta. Doamna Monica Pop, am spus... Da, 99%, domnul ascult, Vișan, doamna Monica Pop. Și o să vedeți. Mă ascultați deci, puțin, luăm și caseta, dar ascultați... Doamna doctor, doamna profesor, ascultați-mă puțin, că repet ce am spus aseară. Vă rog, domnul Vișan. Domnul Ciutacu, cu tot dragul și respectul pentru doamna doctor, am spus aseară, într-o discuție nu neapărat polemică, ci am întrebat dacă cifra pe care eu o voi rosti și anume, și o știu sigur că așa este, 92% conform statisticilor din spitale, dintre cei care au decedat, nu erau vaccinați, repet, conform statisticilor din spitale, publice făcute, 92%, asta am spus aseară, o spun și acum. 92%. E vorba de sociologie, de statistică. E vorba nu de cifra mea, e o cifră publică, este pe toate site-urile. 92% dintre cei care au decedat nu sunt vaccinați. Ascultați-mă, doamna doctor, că vă spun ce am spus. Atât vreau să vă spun că cifrele oficiale spuse de decident știți foarte bine ce reprezintă. Doamna doctor, dați-mi voie să-mi duc ideea până la capăt. Vă rog frumos. Da, duceți-vă ideea până la capăt. Oamenii din țara asta au nevoie de un cuvânt bun. Și ăsta nu vine de nicăieri, numai apocalipsă și nenorocire. Ferească Dumnezeu, cel mai bun cuvânt. Eu am citat din statisticile oficiale ale statului român, care spune, conform statisticilor din spitale, conform și declarațiilor medicilor, conform și prietenilor mei care lucrează în spitale și foarte mulți, și la ATI, și anume că 92% dintre persoanele decedate, sau 92% este procentul, să fac parte dintre cei nevaccinați, adică nu s-au vaccinat. 8% au murit dintre cei vaccinați. Am spus lucrul acesta ca nu să arăt că vaccinul... Nu e adevărat, nu e așa. Despre asta acum e vorba. Sigur. Deci, Doamnă, stați un pic, că pierdem până la urmă fondul discuției. Ideea, Victor, ideea este că dintre cei care nu se vaccinează și ajung la ATI, da, și sunt intubați, dintre cei care mor, 92% sunt nevaccinați. Poftim? Nu înseamnă că sunt intubați, dacă sunt la ATI, cine doamnă, va încă o dată, stați puțin, eu vorbeam de decedați, lăsați cu ATI, cu intubările, vă luăm de la capăt, parcă a apărut pandemia asta ieri. Ne faceți morală zi de zi tuturor, că noi suntem ageamii și a apărut pandemia ieri și nu știm, și să vorbim de frumos. Doamnă, până una alta, România au murit cei mai mulți oameni. Ce să vorbesc frumos de țara asta? Ce să vorbesc eu frumos când au murit cei mai mulți oameni, doamna doctor? Ce să le spun eu? Să-i cântim pe ceafă? Să le spun că sunt frumoși? Ce să le spun eu celor care urlă cu nevaccinarea? Ce să le spun? Nu, ce să le spun? Că e bine că au murit 500.000 de oameni pe, 500 de oameni pe zi? Că suntem pe primul loc în Europa? Asta să le spun? Că suntem deștepții pământului?
Păi noi suntem deștepții pământului, la noi s-a inventat lumea. Fiindcă vorbeam de Europa, îmi permit să vă întrerup un pic dialogul polemic. Ieșirile astea cu ne faceți morală fiecare zi și cu nu știu ce sunt... Dumneavoastră îmi faceți mie morală fără să auziți ce spun. Ok, haide să ne întoarcem de un medic, la... Victor, am și eu dreptul, spre deosebire de un medic, să mă întreb, ca fost politician, să mă mir, de ce mor atât de mulți oameni din țara mea? Tocmai ai făcut-o. Exact, pentru că nu sunt vaccinați și nu sunt testați în masă și n-au... Iar eu cred că nu sunt vaccinați, de aia mor, doamnă. Și ar fi infectați, n-ar muri. Nu. Ok, stați un pic, Alice. Hai să vedem împreună. Eu cred că suntem singura țară din lume care pune la stâlpul infamiei persoanele vaccinate. Eu n-am mai auzit așa ceva. Că m-am vaccinat pe cuvântul meu. Deci realmente, chiar sunt revoltată. Poate? Cum e posibil așa ceva? Toată lumea mă înjură, toți mă... Nicio țară din lume n-a raportat stoparea pandemiei. Nu te stare. De ce ne vaccinăm? În ce țară? Toată lumea se raportează la procentul de persoane vaccinate. Dar nu se poate diversă. Sau nu, hai să facem cu breaking news, poate așa merge. Păi că ne-am vaccinat, rămâneți singuri, ne... A fost singura soluție să vă opresc, achiesez și eu la revolta voastră a vaccinaților care sunt arătați cu degetul că împrăștie boala, dar vreau să vă arăt ce măsuri au luat cel puțin 5 state din Uniunea Europeană, din care facem și noi parte, în ultima perioadă. Și încep în ordinea numerilor de pe tricou cu Italia. Din septembrie, noi suntem în noiembrie, toți angajații trebuie să prezinte Green Pass, care atestă că au trecut recent prin boală, că sunt vaccinați sau că au test cu rezultat negativ în ultimele 48 de ore, să reținem acest lucru. Costul acestor teste este unul fix de 15 euro. Statul acoperă numai costurile testelor celor ce nu se pot vaccina din motive de sănătate, deci nu ale tuturor. Rata de vaccinare actuală 72,4%. Trecem la Franța. Este prima țară care a impus vaccinarea de la jumătatea lunii septembrie pentru personalul sanitar și pentru cei care lucrează cu publicul, precum polițiștii și pompierii. Circa 3.000 de lucrători au fost suspendați pentru că nu s-au conformat. Rata de vaccinare actuală în Franța este 68,6%. În Grecia, toți angajații nevaccinați trebuie să prezinte un test negativ de 2 ori pe săptămână pentru a merge la slujbă. Aceștia își suportă costurile testelor rapide antigen de circa 10 euro din bugetul propriu, rata actuală de vaccinare 60,2%. În Letonia, pe 5 noiembrie, Parlamentul a decis că angajații cărora li se solicită să se vaccineze și refuză să poată fi concediați dacă nu s-au conformat timp de 3 luni și cu anumite condiții pe care angajatorii trebuie să le îndeplinească. Rata actuală de vaccinare este 53,6% și, în ultimul rând, Austria. Lockdown impus persoanelor nevaccinate împotriva COVID-19, care vor putea să-și părăsească locuințele doar pentru cumpărături esențiale, pentru a merge la slujbă sau la medic. Vor exista controle aleatorii, iar neconformările vor fi amendate cu până la 1450 de euro, rata actuală de vaccinare 65%. În direct alături de noi, George Simion, președintele AUR, partidul care se opune vehement obligativității introducerii certificatului verde. Bună seara, domn președinte! Bună seara! Ați promis electoratului noastră și românilor prin extensie că sub nicio formă proiectul de lege nu intră săptămâna asta în dezbaterea Parlamentului. Pe ce vă bazați la promisiunea noastră? De fapt că mai suntem și noi în acel Parlament, doar USR-ul încearcă să impună toate nebuniile din lume. Păi sunteți, dar sunteți puțin tăi față de majoritate. Suntem, dar cum să vă zic, trebuie să ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut în campanie, că vom fi de partea românilor. Eu am fost în Piața Rahova astăzi, am vorbit cu foarte mulți oameni și își puneau sincer nădejdea noi că nu vor fi obligați să se vaccineze. Da, stați un pic, domnul Simion, lămuriți-mă și pe mine. Ce îl îngrijorează, nu știu, pe electorul dumneavoastră din Piața Rahova sau ce credeți dumneavoastră că strică la certificatul verde? Obligativitatea vaccinării.
Păi stați un pic. Certificatul verde se poate obține, după cum văzurăm, odată cu trecerea prin boală sau, după caz, în anumite țări ale lumii, prin testare la 48 de ore. Așa. Păi, ați zis că e obligativitatea vaccinării. Eu v-am dat alternativele în care se poate emite un certificat verde. Dacă ați fost bolnav, cum s-a întâmplat la dumneavoastră, dar nu sunteți înregistrat la DSP și atunci... Și ca milioane de alți români. Exact. Și atunci, mi se pare firească opoziția PSD-ului la momentul respectiv ca acești oameni să nu fie considerați eligibili la certificat verde și mi se pare că ar trebui să găsească o soluție în Parlament pentru milioanele astea de oameni despre care vorbiți, da? Da. Sigur, asta și spunem noi, să se accepte și testul de anticorpi și totodată asta să nu ți se suspende contractul de muncă, pentru că asta e o aberație. În primul rând ne-au furat dreptul la educație pentru copiii noștri, aproape 3 ani de când copiii nu mai învață cum trebuie, acum atentează la dreptul la muncă. Ori lucrurile astea sunt garantate de Constituție. Și faptul că nu știu ce țară nu mai sunt lăsați să iasă din casă cei vaccinați, asta nu înseamnă că e un lucru normal. Cei nevaccinați. Am văzut toți în aceleași țări că umblă bărbații cu pene în cap. Nu, stați un pic, sunt de acord că nu trebuie să copiem neapărat modelele celor din vest. Sunt chiar unul dintre promotorii acestei idei și mi-a lăsat. Chiar ar trebui să vedem aceste state dacă au rezultate în urma acestor măsuri, nu? Să vedem, vor mai fi cazuri sau nu vor mai fi cazuri. Eu am văzut că mai sunt cazuri în continuare și mor oameni în continuare acolo, nu? Da, 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 ar trebui să ne uităm și la numărul de decese, nu numai de infectări, domnul Simion, și la cel de spitalizări. Și aici, cu toată dragostea, suntem campioni aproape mondiali. Da, da, totodată suntem campioni mondiali pentru că noi nu am avut medicamente în farmacie, nu am făcut profilaxie. Și asta e un adevăr, și asta e un adevăr. Da, adică guvernarea aceasta și cei care schimbă orice guvernare și rămân pe funcții, cum este domnul Arafat, ar fi trebuit să se îngrijească odată ca farmaciile să aibă medicamente antivirale și totodată în spitalele din România să nu mai moară oamenii arși de vii. Și în spitalele din România să nu se mai moară chiar așa de mult cum se moare în momentul ăsta, nu? Dom'le, nu să moare de plăcere, să moare de incapacitate, de reacția sistemului. Dar cine coordonează acest sistem la care noi plătim? Românii plătesc fiecare român care muncește sau nu o să mai muncească după ce legea USR-ului o să treacă, nu? Păi nu știu, o să treacă dacă o să decidă Parlamentul. Săptămâna asta nu o să treacă, le promit și telespectatorilor România TV că săptămâna asta certificatul verde nu o să treacă. Dar de asta ce? Am promis și pe Facebook. Dar de ce? Pe ce vă bazați? Stați un pic. Dacă ăștia strâng majoritatea și spun o supunem la vot. Sănătate și drum bun, majoritatea decide. Nu poți să introduci o lege care afectează milioane de români așa pe repede înainte, fără să discuți amendament cu amendament. Noi am introdus 20 de amendamente, așteptăm ca ele să fie luate în calcul, așteptăm ca o lege care impactează atât de mulți români să fie discutată cum trebuie, să arătați și dumneavoastră amendament cu amendament la România TV. Sunt convins că nu s-a mai făcut un exercițiu democratic, dar totodată sunt convins că niște oameni au luptat pentru ca noi să fim liberi și să avem democrație în România. Ori nu avem în momentul ăsta cum să treci o zi o lege de pe zi pe alta. Nu este posibil așa ceva, de aceea este aurul Parlament și de aceea o să ne luptăm cu ei. Bun. Și în măsura în care se acceptă amendamentele ale dumneavoastră, ale PSD-ului, ale cui le-a depus domnul Simion, și mă refer la astea de bun simț, respectiv emiterea certificatului verde și pe baza testului de anticorpi și, mă rog, tot ce am enumerat noi amândoi în corp până acum. Sunteți dispuși să votați această lege? Domnul Ciutacu, noi suntem oameni rezonabili, tocmai de aceea vrem ca să existe aceste dezbateri și să găsim o formă corectă a acestei legi. Bineînțeles că discutăm cu toată lumea și bineînțeles că vrem ce-i mai bine pentru români. Și în felul ăsta nu o să mai fie certuri de genul celor pe care le-am auzit mai devreme în emisiune. Ei, nu, dar până la urmă știți, s-a împărțit țara și... Ați auzit vreo ceartă, domnul Simion? Eu am un respect domnul deosebit. Simion, dacă ați auzit ceva, am și o întrebare. Domnul Simion, am și o întrebare la dumneavoastră. Stați un pic, domnul, Vișan, lăsați omul să-și ducă ideea până la capăt și după aia îl întrebați, sunt convins că vă răspunde. Din păcate, și cum a spus și dumneavoastră, domnul Ciutacu,
a început țara să se împartă între vaccinați și nevaccinați, a început țara să mustească de dezghinare. Ori asta este politica lui Klaus Iohannis de 7 ani. E, și poate acum... întrebarea al domnul Ciudacu? Da, vă rog, domnul Vișan, dar pe scurt, dacă puteți. Scurt, foarte pe scurt. Domnul Simion, astăzi au murit mai mulți oameni. 178 sau 194. 194. Record sub 200. Dintre care 180 nu erau vaccinați. Okay. Ce părere aveți? Care-i întrebarea? Păi nu, dar dacă recunoaște cifra asta, că 180 din cei 195 care au murit astăzi erau nevaccinați. Păi și ce trebuie să o recunoască George Simion? Păi nu, dar poate nu o recunoaște. Nu știu, o recunoaște cifra asta, domnul Simion. Nu, da? Dar o recunoașteți? Da, cifra. Ascult părerea noastră, domnul Simion. Domnul Dicea, n-am fost eu acolo, bănuiesc că cifrele sunt cât se poate de exacte. Și ce am de spus legat de asta, domnul Dicean, este că trebuie să lăsăm fiecare om să decidă pentru el, pentru că nu suntem noi Dumnezeu. Nu s-a substituit statul românului Dumnezeu. Absolut corect. Dar fiecare care... are dreptul să-și decidă moartea. Are absolută dreptate. Dacă un om își asumă acest destin, nu se poate opune nimeni. Eu sunt întru totul de acord cu domnul Simion. Dacă un om consideră că este și este fiecare stăpânul propriei vieți și al propriei morți, fiecare trebuie să-și asume această decizie. Păi și ce dar rolul sta în cazul ăsta... George, în cazul ăsta, în cazul ăsta, Alice și George, cei care vor să se arunce de pe bloc, da? Liber. Statul nu mai intervine. Liber. Noi nu mai dăm imagini. Liber. Nu, Alice, rolul statului nu e acesta. Să încurajeze oamenii să moară. Ne ducem, nu, ne să încurajezi, le-ai dat posibilitatea să nu ne ducem la extrem în dezbatere. Ne ducem la 90% morți. Pe zi, 90% morți pe zi pentru că nu se vaccinează, dragul Victor. Meu, dacă omul reduce. Are posibilitatea să nu moară vaccinându-se, iar el alege să moară nevaccinându-se, păi ce nu crede că îi spune statul? Simion. Nu crede că îi spune perfect. Simion și alții. Perfect. Păi perfect. Nimic, că ia mără drepturile. Gelu, că nu trebuie să vaccineze. Gelu, ia o pauză, tată, lasă-l și bom să-ți răspundă. Ce las, el politizează totul, Victore. Ce el este un om politic, mă, la... care ia voturi. Cum să nu iei voturi din 60%? Eu iau în jurături. Pentru că mă adresez celor 60% care nu doresc să vaccineze și le spun că nu e bine. Și le iei împreună cu mine, Gelu, care-i problema, o chestie asumată. Nu vă vaccinați, perfect. Eu vă susțin drepturile. Perfect. Eu mă bat, eu sunt inegal în lupta cu el. Păi da? Așa, și... pentru că el ia voturi, a ajuns la 12%, 14%, 15%, ajunge la 20%. Foarte nu vă vaccinați, bine. Apărăm noi, da? Iar eu spun, bă, muriți, muriți pentru că păi vaccinați. Păi și vorba lui Alice, bă, dacă le e mai dragă moartea, de ce te bagi tu, mă? Păi nu mă bag eu că e un spital, e un stat. Eu vorbesc ca un om care a făcut politică, eu vorbesc din punct de vedere politic. Nu vorbesc ca medical, habar n-am. Vorbesc politic. Gelu, cu toată dragostea, în momentul tău politic, Gelu, cu toată dragostea, momentul tău politic a trecut, e la momentul ce dragul mai avem Simion. Stat? La ce dracu mai avem stat? Imediat. Îl lăsăm pe Simion, 60% procente, nu se vaccinează, scapă cine poate, Simion președinte, ies, gata. Ies, acum lași și pom. Să-ți răspundă, te rog, vă rog, domnul președinte. Eu vreau să pun scurt, pentru că n-aș vrea să cauzez o nouă amendă pentru dumneavoastră. Mi le ia oricum, domnul Simion, dar dați-i înainte, nu e nicio problemă. Mi le asum și eu. Vreau să spun că nu există nicio competiție și nicio bătălie între noi. Doar pe voturi. Așa. Și cu toată dragostea îl iubim și pe domnul Gelu Vișan. Și eu vă iubesc. Uite așa. Și eu vă iubesc și Victor poate să fie martor că vă iubesc. Așa să termină totul. În particular vă iubesc, dar problema e că oamenii nu se vaccinează că se iau pe dumneavoastră. Dar uite, acum vă încaier iară. Breaking news. Și eu să intervin? Imediat, doamna doctor. Și eu să vreau. Imediat, doamna doctor, da. În contextul întrebării lui Gelu Vișan la ce dracu mai avem stat, avem dezvăluiri despre acordul care n-a fost să fie pentru plecarea forțată a lui Raed Arafat. Președintele Iohannis mi-a cerut să-l demit pe Raed Arafat. Este declarația senină făcută chiar de fostul premier și președinte al PNL, Ludovic Orban. Acesta susține că s-a opus pentru că sistemul de urgență nu ar fi funcționat fără unicul Raed Arafat. Hai să ascultăm declarația absolut stupefiantă a domnului Orban. Ați luat vreodată în calcul schimbarea lui Raed Arafat de la Ministerul de Interne, din funcția de secretar de stat? N-am luat în calcul, mi s-a cerut. Cine v-a cerut? Mai mulți. Ne-au cerut mai mult schimbarea. Printre care și președintele Klaus Iohannis? Arafat, da. A existat o discuție în care
mai exista, să-i spun așa, un soi de acord, nu neapărat o cerere. Un acord între cine? Între dumneavoastră și Klaus Iohannis? Da, că poate fi schimbat Arafat. Și ce demiterea motiv? Era... Atributul dumneavoastră. Atributul premierului. Și de ce v-ați opus? Pentru un motiv foarte simplu. Pentru că știu cum funcționează sistemul de urgență în România și știu că știam la data respectivă că dacă l-aș fi schimbat pe Arafat și mi-ar fi apărut o situație de urgență, sistemul nu ar fi funcționat. Pentru că a repune în funcțiune sistemul fără Arafat, sistemul e construit astfel încât se depinde de Arafat. Repunerea în funcțiune a sistemului, de fapt reconstrucția sistemului fără Arafat, ar fi durat 3, 4, 6 luni de zile. Și am spus un lucru foarte simplu. Dacă un singur om moare într-o situație de urgență, datorită unei intervenții nepotrivite, întârziate a inspectoratului de situații de urgență sau a sistemului din cadrul departamentului de situații de urgență, va fi răspunderea mea personal. Discuția asta era la începutul anului 2020. La începutul anului 2020. Las faptul că au murit cu zecile până incendii pe la spitale și n-a răspuns personal nimeni, dar vin la tine, Norica, și te întreb, dacă Raed Arafat e ca furnalul 4 de la Sidex, când îl oprești, îți trebuie jumătate de an să repornești combinatul, poți să-mi explici și mie, și acucitez din gelul, dar o fac cu toată gura, la ce dracu mai avem stat, dacă o instituție stă într-un om? Păi, Victor, mai avem stat? Păi, întreb, asta nu știu. E de fapt întrebarea. Păi și eu la cine plătesc impozite mea? Și taxe dacă nu mai avem stat? În virtutea inerției acestui stat. Iartă-mă, dar m-a amuzat discuția anterioară. Bun, au murit 80 sau 180 erau nevaccinați, dar de ce au murit cei 14 nevaccinați? Exact, eu cred că trebuie să avem totuși un discurs mai temperat. Cel puțin noi, să nu încercăm să radicalizăm lucrurile, pentru că suntem aici datorită unei radicalizări impuse de politicieni de ani de zile. Atât de proști și de incapabili au fost, încât n-au știut să câștige voturi decât înjurându-se unul pe altul, ciumă și altele și altele. Pentru că alte tipuri de argumente n-au mai existat în discursul public. Și aici trebuie să vorbim despre educație. Dacă și noi continuăm în această pandemie să splităm oamenii, să unii împotriva celorlalți, este, Victor, e o societate fracturată cu care se poate întâmpla orice. Norica, deci nu e fracturată, dar la altă ieri. Îți amintesc politicos? E fracturată de mult. Îți amintesc politicos că înaintea faliei vaccinați, nevaccinați, era cu falia cu corupții și anticorupții. Absolut. Și probabil deci va apărea următoarea. Deci cineva cu țara asta. Doamna cineva doctor, se joacă vă rog, cu țara asta, cred. Vă rog, puteți, auziți, știu, poate comit o ineleganță, dar vreau să vă întreb, apropo de subiectul pe care nu vreau să-l abandonăm. Doamna, ați fost managerul spitalului de ochi o căruță de ani, mai bine de un sfert de secol, dacă nu greșesc eu. Nu greșiți. Bun. După ce dumneavoastră n-ați mai fost managerul spitalului, s-a năruit spitalul? N-a mai funcționat? Nu. Categoric nu. Categorii funcționează foarte bine, dar am pus niște baze acolo care aș dori să rămână perene. Și să știți un lucru, este un spital care de 5 ani de zile, dacă nu și mai mult, nu a avut niciun fel de, niciodată niciun fel de infecție nosocomială. Dar asta nu spune nimeni pentru că nu convine. Păi o spuneți dumneavoastră și o spuneți la noi pe post, fără nicio problemă. O spun eu, dar degeaba. În al doilea rând, aș fi vrut să întreb exact același lucru ca și Norica. Da. Cum e, domnul Vișan ne spune că au murit 15 vaccinați, adică vaccinația aceea nu asta n-au făcut. Nu, doamnă, spune INS-ul. Ce aveți cu mine, doamnă? Spune INS-ul. Dumneavoastră ați spus așa. Păi nu, uite, vă mai spun, doamna doctor. Hai că vă mai spun. Mă ascultați? Stați un moment, domnul Vișan, și lăsați-mă să spun că acum... Păi nu, eu citesc cifre, dumneavoastră mă certați. Deci, eu spun cifre. Exact asta v-a întrebat și Norica. Și același lucru este, imediat. Asta întreb și eu. Deci, încă o dată, nimeni nu spune, domnul Ciutacu, că sute de mii de nevaccinați pentru că nu exista vaccin. Au plecat acasă vindecați cu tratamentul pe care l-au făcut medicii din spitalele noastre. Și atunci și acum sunt și așa care pleacă acasă, cum să vă spun, vindecați. Doamna Norica, doamna doctor, vă dăm voi să nu mă lăsa așa, că mă înjură cu toată lumea. Păi nu te lasa așa, dar vreau și eu să mă țin și de subiectul meu. Păi stai că răspund pe date, răspund în 30 de secunde. Stai un pic,
Ăsta care a venit, domnule. Nu, lasă-mă că pe subiectul tău îți spun eu. Ne trebuie între 4 și 6 luni să găsim un înlocuitor. Ce facem în timpul ăsta? Dar ce mai antrenor la națională și acolo găsești mai repede? Între 4 și 6 luni fără șeful DSU. Ce face țara în acest interval? Între 4 și 6 luni. Victor, poți să răspund? Imediat ce răspunde, răspuns, domnul Orban, de ce se întâmplă? A revenit domnul Simion, că l-am rugat, pentru că știu că domnia are o opinie pe tema asta. Domnul Simion, ați promis că faceți tot ce vă stă în putință, să le liberați din funcție, mă rog, mai forțat, așa că singur nu vrea, pe domnul Arafat. Ați aflat de la domnul Orban că e de neschimbat? Nu, durează până la 6 luni. Dacă e nemuritor, ca clanul McLeod, poate totuși se găsește un alt nemuritor să-l înlocuiască pe Raed Arafat. Nu știu, cum? Vedem care e mai nemuritor decât altul. Îi facem o statuie, îi facem tot ce trebuie, dar totuși să nu mai moară oameni în spitale. Și comisia de anchetă pe care Aur a cerut-o și care s-a votat în Camera Deputaților, trebuie să fie demarată urgent. Nu vrea din nou USR-ul, se pare că sunt rețineri la PNL-ul domnului Orban și domnului Țâțu, sau o să mergem mai departe cu ea, pentru că românii trebuie să știe adevărul, nu-i așa? Păi și dacă, dacă adevărul va fi cel potrivit căruia domnul Arafat a făcut achiziții judicioase, îl mai dați afară? Eu cred că fiecare om are un început și un sfârșit, măcar în scena publică, și cred că românii sunt în măsură să judece. Păi și de asta e pic, Arafat n-a candidat la nicăieri să-l dea românii jos pe un vot. Tocmai că nu a candidat nicăieri, el rămâne mereu în funcție, până la aur. Vă întreb, ce mijloace aveți? Avem mijloacele parlamentare și în curând specialiștii aur o să conducă România. Așa că domnul Arafat nu este de neînlocuit. Hai să o vedem și pe asta. Mulțumesc, Victor, mult, domnul Simion. Da, Norica, te rog. Profit de faptul că e George Simion acolo. Păi nu prea mai e. Sau, nu sau prea mai e. Dar poate mai e, mai să e. Uită. Și vreau să, să-i atrag atenția asupra unei chestiuni care este fundamentală în opinia mea. Certificatul verde funcționează în Europa, dar conform de Comisiei de la Veneția, toate măsurile de urgență restrictive de drepturi trebuie să se ia pe un anumit termen. Ca să nu ajungem în continuare cu o stare de alertă perpetuă, păi uite că o avem, pe care n-o mai bagă nimeni în seamă, pentru că asta vara am avut stare de alertă și toată lumea n-a respectat absolut nimic. Iar dacă vom merge pe termen nelimitat, atunci avem o problemă majoră de standard democratic. Uitați-vă la Comisia de la Veneția și veți vedea că va trebui să consultați specialiștii cam pe ce perioadă trebuie să funcționeze acest certificat. Pentru că nu putem pune viața nimănui de acum încolo în continuare sub semnul acestei existențe. Hai să certificat. Ne întoarcem la Raed Arafat și revin la dumneavoastră, doamna doctor Pop. Nu mai pot de dragul lui. Ce fel de întreprindere e asta care funcționează în prezent? Dom'le, dacă Doamne apără și păzește ceea ce nu-i doresc, face omul ăsta atac cerebral, face ceva. Să închide, Iisus, să închide pompierii, să închide zmurdul. Ferească Dumnezeu să pățească ceva rău și nu dorim rău păi nimănui din niciun punct de vedere. Dar aici a greșit domnul Ciutacu, pentru că încă o dată nimeni nu îl întreabă de ce nu testați, domnule, oamenii ca să afle când sunt bolnavi, să stea acasă Dumnezeului, să facă tratament, să nu mai ajungă domnule, în spital. Domnule, de ce nu dă dracului nimeni afară? Ce să-l mai întrebe atâta de vorbă? E la în pixul premierului, despre ce vorbim? Victor. E adevărat. S-au schimbat asta, oamenii în țara asta grei de tot și n-a plâns nimeni pe omul lor. Curaj. E foarte clar lucrul ăsta, pentru că păi eu și nu de cred. Ce n-au, doamnă, curaj? Care-i miracolul ăsta? Dacă se întâmpla ceva, ferească Dumnezeu, domnului doctor Arafat, se murea țara asta complet? Asta întreb și eu. Și nu reușește să mă lămurească nimeni. Domnul Ciutacu, ce, bă, să mă lămuresc eu? Nu funcționează sistemul decât cu el. Mă, da, e priza de 3-10. Domnul Ciutacu, pot să mă lămuresc eu? A avut el grijă să facă de așa manieră încât să depindă de el. Haideți, doamne, că orice nod se poate deznoda, dacă vrei cu adevărat. El e un om inteligent, nu e un om... N-a spus nimeni că e prost. Domnul Ciutacu, poate? Da, domnul Vișan, vă rog. Domnul Ciutacu, vă rog frumos, am un răspuns scurt dintr-un două cuvinte. Nu, cu trei, cred că. Domnul Orban minte. Minte cu nerușinare. Adică.
Adică, în niciun caz, întregul sistem de urgență, vă garantez, vă spun, ca un om care a absolvit un master în securitate națională, care cunoaște acest sistem de urgență, care a participat la acțiuni de urgență, în niciun caz tot sistemul de urgență nu stă în Arafat. Asta este o scuză mizerabilă, jalnică, penibilă, a lui Orban, care n-a vrut să-l schimbe. De ce n-a vrut să-l schimbe? La ordin. Când o să vedem de la cine a primit Ludovic Orban ordin? Stai un pic, aici sunt două ordine. Împotrivă, el a spus că ar fi primit ordin de la președinte și că s-a opus. Păi nu, s-a opus el. Dat fiind că eu stau foarte bine cu memoria, repet, altele mă mai lasă, memoria încă mă ține. Îmi aduc aminte momentul de ianuarie 2020, când, dacă vă amintiți, să pusese urgia pe Arafat, dădeau liberalii cu picioarele în el. Vă amintiți când îl călca Vela în picioare în conferințe de presă? Exact. Și zicea că să-l faci în sfânt dacă îl iubim așa de tare? Trecem peste faptul că doar eu l-am apărat la momentul respectiv, omitem asta, mă fac eu că am uitat. Și cu mine, da? În piață. Și la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, Vela a anunțat că a făcut o comisie care să cerceteze activitatea managerială a domnului Arafat. Cu zborurile, cu orele de zbor, cu resursele cheltuite, cu dragi culați. Și la un moment dat, totul s-a închis. Domnul Orban, de ce? El personal s-a opus, iar eu vă spun că el s-a opus pentru că a primit ordin. Un ordin mai tare decât al lui Iohannis, care îi dăduse verde lui Vela să-l toace? Orban n-a lucrat decât la ordin în ultimii ani de zile și am spus o emisiune cu tine. Ok, o să-mi răspund în 30 de secunde de la cine a primit ordinul ăla mai tare decât al lui Iohannis. Stanie cu zurgălei, frumosul căluții tăi. Putere! Care-ți bără pe șosea, către cine va câștiga la catena Dacia. Moș Crăciun îți poate da o Dacia pentru inima ta. Cine poate da, Alice, în ierarhia statală românească un ordin care să-l bată pe celălalt președinte? Da, e adevărat că mi-a șoptit el șefii lui, că pe linie ierarhică. Ăia mai mari în grad decât el. Așa, și mai, și mai mare în grad, dar în funcție Iohannis e cel mai mare. În totuși. Funcție, da, dar întotdeauna zice că funcția nu întotdeauna bate gradul. Sunt și situații în care gradul contează și zice ar fi el într-un sistem, nu știu ce șef ar avea. Sistem. Domne, și care i-au zis, băi, prietene, hai, lasă-mă. Liberalii când au venit pe cai mari la guvernare și-au propus și știa toată lumea să-l dea afară pe Raed Arafat în vreo lună de zile. Da. A venit toată urgia pe el, îl ubilea Vela, mă rog, el înghițea, că așa e el, Milog. Și la un moment dat, bang, de neatins, nu se poate, nu discutăm, să schimbau premierii, să schimbau miniștrii de interne, să schimba, ăla era veșnic. Și mai și sfida, eu nu plec, să mă schimbe, ca o posibilitate, dacă... Bine, acum, se pare că știa pe ce să pasă Orban. Cădea statul, Victore, cădea statul. Da, am înțeles, da. Deci, fostul prim-ministru al României e atât de dobitor, îmi cer scuze. Nu, nu, te rog frumos. Mi-am cerut scuze, îmi cer scuze. Păi nu, și te rog eu, nu mai sări calul cu caracteristici cu epitete. Da, mi-am cerut scuze. Deci, domnul Orban este atât de fraier, încât, ca prim-ministru, încât în momentul în care schimbă un secretar de stat la Ministerul de Interne care răspunde de situațiile de urgențe, statul se prăbușește. Se prăbușește. Bun, asta a spus-o el. Vreau să spun și eu ceva. Ca să înlocuiești un secretar de stat, tu, ministru, cum era Vela, ai nevoie neapărat să faci o anchetă profesională, administrativă? Nu, doar nu, stai un pic. Putea schimba numai primul ministru. E nevoie de atâtea anchete? Pentru ce să-l anchete? Știu că au fost încerca discuții. Încerca să-l convingă pe Orban. Cu orele de zbor, cu elicopterele care nu zburau noaptea, cu nu știu ce piloți n-a dusese unii de la pensie. Au fost foarte multe discuții. Da, da. Dar era nevoie de atât de multă frământare pentru asta? Domnule, de ce am găsit pe altcineva să pună în loc? Fiți atenți, că vreau să vă dau... Ne-a trecut glonțul pe la ureche, gelul, înainte să vorbească Iohannis cu Orban. Și o să vă dau un citat din 2012. Vă amintiți când îl gonea Băsescu și nu s-a lăsat plecat? Zice așa, Norica, citesc ție, că știu că ți-e simpatic, Raed. Medicul Raed Arafat a spus marți, mă rog, într-o marți, în 2012, după demisia din funcția de subsecretar de stat în Ministerul Sănătății, atunci nu era secretar de stat la interne, era subsecretar de stat la sănătate, că nu exclude posibilitatea de a pleca să lucreze în străinătate. Citez. E posibil ca eu și nu numai eu să ne găsim de lucru prin alte părți, a spus Arafat la Realitatea TV în ianuarie 2012. Tu zici mai că ne-a trecut glonțul pe lângă ureche acum 9 ani de zile, dacă pleca comandantul acțiunii, ce ne făceam? Muream definitiv!
Nu, nu, eu nu comentez poveștile astea. Păi... De regulă, politicul schimbă tot. Și ce trebuie și ce nu trebuie atunci când vine la putere. Da. Problema a fost însă cu totul alta. Când și-au dat seama că toată panoplia lor de specialiști nu e unul care să gestioneze pandemia, au preferat să-l lase pe Arafat. Deși în mod normal în toate țările... Ți se pare că stau gestionează bine? Nu. Dacă lucrurile ies bine, e meritul guvernanților. Dacă lucrurile prost merg prost, va fi situația decodată păi de Arafat. Păi dacă lucrurile merg prost, mor 500 deci, de români pe zi, uneori chiar 6. Spre din exemplu. Din păcate, Arafat va fi folosit ca țapii spășitori. Eu nu știu de ce au făcut acest tip de management de criză, când ministrul sănătății ar fi trebuit clar să fie cel care își asume deciziile. E, pentru că el are toate comisiile. Și facă. E, luăm o extrem de scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, și revenim spectaculos cu o continuare a dezvăluirilor incendiare. Investigatoarea morții lui Muțu Stoianu va fi în studio alături de noi. Cum l-au dus la spital? Ce au descoperit acolo procurorii? Ce au făcut lui Petrică Muțu Stoian între clinică și spital? Aceasta este marea întrebare. Și o descoperire de ultimă oră. Cum l-au nenorocit pe maestru? Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt analizate, iar avocata familiei lui Muțu Stoian vine cu descoperiri explozive. Pe cine vor audia și ce documente medicale lipsesc deocamdată de la dosar? Și totodată am ajuns la teroare acasă la Gigi Becali, amenințări și scandal, latifundiarul a chemat miliția și procurorii la pachet. Becali face dezvăluiri în direct din vila unde a suportat teroarea și un atac fără precedent la președintele Iohannis. Cei fac reziștii disperați că au pierdut ciolanul, rămâne chiar merit. Continuăm, după cum v-am promis, seria dezvăluirilor incendiare. Investigatoarea morții lui Muțu Stoian este în studio alături de noi. Cum l-au dus la spital și ce au descoperit procurorii? Ce au făcut lui Petrică Muțu Stoian între clinică și spital? Aceasta este marea întrebare și o descoperire de ultimă oră. Cum l-au nenorocit pe maestru? Iar imaginile de pe camerele de supraveghere sunt analizate acum de anchetatori. Avocata familiei lui Muțu Stoian vine cu descoperiri explozive. Pe cine vor audia și ce documente medicale lipsesc de la dosarul penal? Teroare acasă la Gigi Becali, amenințări și scandal. Latifundiarul a chemat și poliția și procurorii. Becali face dezvăluiri în această seară, direct din vila în care a trăit teroarea. Un atac fără precedent la președintele Iohannis. Cei fac reziștii disperați că au pierdut ciolanul. În continuare, alături de noi, Norica Nicolae, Alice Drăghit și Gelu Vișan, cărora le mulțumesc și o salut, evident, pe Adriana Bacmuțeanu. Salut, mă, Adriana. Bună seara. Mulțumesc că ești alături de noi. Breaking news. Bate ceasul, vremea trece, orele se duc. Trece viața omului minut cu minut. Expectora o duse la chemofizie, cum este. O să ajungem și la Gigi Becali, dar deocamdată ancheta morții lui Muțu Stoian bate pasul pe loc, deși a trecut mai bine de o săptămână de la moartea artistului. Telefonul în care se ascund mesaje și apeluri importante care ar putea face lumină în acest caz se află încă la impresar. La audier nu a fost chemat nici măcar medicul de la clinica în care a leșinat artistul, ca să nu mai vorbesc de impresar, de familia lui și în general de toți care au fost apropiați maestrului. Adriana, tu ai o explicație? Am auzit-o pe aia cu tactica
procurorului care face un plan de anchetă și ăștia s-ar putea să fie ultimii ca să-i deconspire ăilalți. Da, dar până acum, logic vorbind, ar fi trebuit să fie audiați toți, ar fi trebuit să fie luat telefonul. Asta în primul rând. E clar de ce bate pasul pe loc, pentru că se vrea o mușamalizare. De ce s-ar vrea mușamalizare? Pentru că acolo e o afacere de milioane gestionată de oameni importanți din statul român. Sunt multe afaceri de milioane gestionate de oameni doctorul importanți. Doctorul Chirilă, cel care e proprietarul clinicii și cel care promovează astfel de terapii naturiste, creștine, e o persoană în vârstă, gândiți-vă că singur n-ar fi putut să facă asta. Singur nu cred că putea să obțină cele măcar 17 exact. Milioane de la statul român. Nu mai vorbesc de cele de la Uniunea Europeană. Dar, și apropo de ce spuneai tu, astăzi am verificat, ca să nu pari eu nebun, dacă telefonul a fost cerut, dacă familia impresarului a fost contactat. Fata domnului Goșman, Andreea, care a și fost în direct la noi la televizor, mi-a reconfirmat astăzi că nici nu au fost sunați de anchetator, nici ea, nici tatăl său, și nimeni nu le-a cerut nici pe cale oficială sau pe cale informală obiectul despre care discutăm, faimosul telefon. Nu știu dacă neapărat în telefonul ăla se poate rezolva misterul acestei morți, dar nu știu, mie cel puțin mi se pare suspect că pe nimeni nu pare interesat ce e în el. Pentru că va fi încă o investigație băgată la sertar. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care au murit în pandemia asta, familiile așteaptă rezultatul autopsiei, cauza morții și nu se știe nimic. Petrică Mățu Stoian e doar vârful icebergului, dar tot ce s-a întâmplat în perioada asta, e clar că se încearcă o mușamalizare. Nu, cum să vă zic, eu m-am consolat așa cumva cu gândul că nu o să aflăm poate niciodată adevărul adevărat. Stai un pic, dacă vor neapărat să o mușamalizeze și dacă plecăm de la prezumția asta, există și altă variantă. A plecat omul în regulă pe picioarele lui de la clinică și s-a prăpădit în drumul spre spital sau în drumul între cele două spitale sau chiar la spital, din cauze imputabile alor, nu celor de la clinică. E, adică nu cred că au nevoie de imaginația mea ca să găsească o astfel de modalitate. Da, e adevărat, dar și aici e un semn de întrebare, pentru că directorul medical de la Spitalul de Stat din Reșița, domnul Ibrimir, pe pagina dânsului de Facebook făcea reclamă respectivei clinici. Deci probabil există un circuit al apei în natură, astfel încât pacienții care au avut probleme după terapia cu oxigen, apropo, o terapie despre care nu știm mare lucru, cum și-au luat diplomele cei care practică această terapie, înțeleg că 2-3 săptămâni un curs pe genunchi. Da, și-au luat deci un soi de certificate constatatoare, certificate de competență, să numesc. Deci probabil, e clar că nu, în străinătate vorba de studiu serios, aici la noi nu. Deci probabil e un circuit cumva și eu sunt curioasă să aflu câți oameni au fost duși de-a lungul timpului la clinica medicală la spitalele de stat din zonă. Aici este o discuție și o discuție care merită aprofundată. Norica s-a discutat în ultima săptămână și momentan n-a infirmat nimeni informația, că pe mine asta mă sperie, că măcar 7 oameni de acolo ar fi ajuns în diverse alte spitale de stat în stadiu nu foarte ferice. Confirmat există unul singur cu certitudine, pentru că au spus chiar cei de la spitalul din Timișoara, dacă nu mă înșel, unde a ajuns omul, că vine chiar de la clinica Nera. Da? Dar n-am auzit pe nimeni, nici măcar de la clinica incriminată, poate pe drept, poate pe nedrept, nu e treaba mea să decid asta, să conteste informația potrivit care ar fi fost 7, cu sau fără Mățu Stoian la pachet. Victor, cred că aici problema este cu totul alta. Am văzut că această terapie a fost inclusă prin ordin al Ministrului Sănătății în terapiile recomandate post-COVID. Ministerul Sănătății zice că nu, Norica. Eu am văzut la un alt post de televiziune că este recomandată pentru terapie post-COVID. Nu cred că era un monitor oficial, clinica fusese recunoscută, iar în terapiile, în ghidul de terapie al Ministerului apărea această terapie. Problema este să știi ce bază. Auzi, să știi că și arbidolul a fost sub formă de umifenovir în ghid și după aia l-au scos. Tot prin monitor oficial. Mă rog, aici a fost o perioadă.
Și mă interesează ce studiu a avut la bază Ministerul Sănătății ca să avizeze această terapie. Aici mai, aici mai e o problemă, Norica. E problema, dar poate în asta nu. Mai e o problemă, Norica, aici, pentru că s-ar putea ca terapia asta să funcționeze în anumite cazuri și eu știu oameni care au fost acolo, nu la NERA, au fost în alte părți și au ieșit mulțumiți de acolo și par a să simți bine. Sigur. Eu, din câte înțeleg, problema este nu de funcționalitatea sculei, care am înțeles că e performantă, ci de priceperea mânuitorului. Și aici, cu priceperea mânuitorului, înțeleg că stăm cam prost, că avem foarte puțini care, într-adevăr, au performat pe respectivele device-uri. Nu avem, într-adevăr, foarte, foarte puțini. Păi, dar, Victor, aici problema este cu totul alta. Cred că dacă se făcea o anamneză foarte clară, s-ar fi văzut afecțiunile de care suferea domnul Stoian. Și în aceste condiții nu cred că cineva ar fi indicat această terapie, pentru că o boală cardiacă severă de tipul celei pe care o avea el era total contraindicată această terapie. Mai mult decât atât, Alice, că tot ai fost procuror și măcar să ne prevalăm de această calitate a ta. Draga mea, eu cât sunt de inginer, dacă l-auzeam pe unul că vine la mine și că, mă rog, să-și pune nădejdea în mine să-l tratez cu nu știu ce o pricepere suplimentară o avea eu și îmi spunea că are o afecțiune cardiacă severă și mai mult decât atât că are un rinic scos acum 2 ani și că un an de zile a urmat tratament sub citostatice, pe crucea mea, dacă nu-l puteam să-și facă toate analizele care s-au inventat pe planeta Pământ. Absolut. Eu când am fost suspect de COVID și au venit oamenii de la o clinică privată să-mi facă analizele acasă și eu și nevastă mea ne-am făcut toate analizele din cap până în picioare, între 14 și 16 probete. Și păcatele mele, nu eram niciunul dintre noi în stadiu de coptură internă în care era Mâțu Stoian. Domnul Stoian a prezentat acolo un EKG. Dar care este competența profesională a unui medic psihiatru să interpreteze... Păi dar tu crezi că Mâțu Stoian știa că l-ai psihiatru, Alice? Nu. Pe bune. Da. Deci să zicem că i-a arătat tot dosarul medical. Spunea fiica impresarului că avea un dosar medical subțire, cu 10 file. Exact asta a spus. Una era un traseu EKG. Păi probabil că psihiatru, la fel ca și mine, ca și tine, ca și Norica, dacă vede un traseu EKG, nu știe să-l interpreteze. Stai mă un pic, a făcut medicina psihiatru la mână, a făcut medicina, e adevărat, numai că dacă mă întreb pe mine acum o chestiune subtilă din dreptul succesoral, mă încurci. Pentru că eu de 35 de ani lucrez într-un domeniu strict. Da, dar știi unde s-o găsești în carte. Și în asta m-am specializat. Dar știi unde s-o găsești în carte. Problema este că aici sunt de dat foarte multe răspunsuri. Faptul că pe site-ul clinicii se face acum reclamă pentru tratamente post-COVID n-are nicio legătură cu motivul pentru care a fost înființată și finanțată această clinică. Această clinică a fost concepută cu mult înainte să existe COVID-ul pe lume sau să știm noi de el. Pentru cancer în stadiu de debut a bolii. Aici trebuie date niște răspunsuri. N-are nicio treabă nici cu cancerul de debut. Așa este reclama. Nu. Statul român ar fi trebuit să explice de ce a investit milioane de euro într-o clinică de wellness. Tot statul român, prin Ministerul Sănătății, ar trebui să explice cum a dat autorizație de funcționare acestei clinici în condițiile în care cel mai specializat aparat, respectiv această barocameră, era operată de un om care avea un curs de câteva luni de zile de specializare în acest domeniu. Statul român ar trebui să explice dacă în decursul timpului, de când funcționează clinica asta, pentru că ea nu funcționează numai pe profilul ăsta, sigur că a început să aibă foarte mulți pacienți. Nu, face și turism ecumenic, așa e, ai dreptate. Face și turism ecumenic și face și turism de wellness. Adică de-aia ne-ai spus tu la început, domne, unul era specializat în apiterapie. Da. Păi nu te supăra, păi scrie, Victor. E specializat. Dar tu știi ce înseamnă apiterapie? Înseamnă dacă noi, fetele, ne ducem pentru tratament cu miere și polen, tratamente faciale, împachetări corporale. Dar stai, dar noi băieții adică... n-avem voie, că acum înțeleg că suntem egal. Doamne ajută! Tu n-ai voie, Victor, la camera asta. De acum îți spun. Da? De ce? Pentru e o cameră obscură. Nu, vorbesc foarte serios, Victor. Zi! Pentru că eu sunt pe un site al singurei camere hiperbare acreditată medical din București, nu o să-i spun numele, așa, care lucrează la 2,5 atmosfere. Bun. Și spune că fumătorii, mă rog, dependenții de nicotină, fumătorii, așa, nu au voie în această cameră hiperbară. Împărțiți-ne în fumători și nefumători. Fii atent aici, Victor. Aici nu-i de, uite, nu-i de glumă. Dar nici dependenții de sex n-au voie. Atenție! Leziunile pulmonare asimptomatice și încă vreo 38, 40 și ceva de
nu afecțiuni, unele dintre ele obiceiuri, așa? Interzic prezența în această cameră. Eu, dacă vă spun... pe site-ul oficial, dacă vrei ți-l trimit. Da? Chiar te rog să mi-l trimiți. Da, da, ți-l trimit. Îți faci cruce aici, păi, și anume spune că, de exemplu, dacă ai ceva la plămâni, da, dacă ai ceva la plămâni, nu ai voie să intri în camera asta până nu-ți dă un pneumolog acordul că ești ok. Deci asta înseamnă că medicul la psihiatru care i-a dat și tratament să mănânce nesărat și așa mai departe, deci a văzut fișa medicală. Aia e pentru inimă. Așa, a văzut fișa medicală. E, medicul ăla, Victore, pur și simplu nu a ținut cont de niciuna dintre aceste contraindicații. Această cameră hiperbară din București, de exemplu, atestată medical, lucrează constant pe o presiune de 2,5 atmosfere. Nici mai mare, nici mai mică. Dar okay, oricare din afecțiuni... Victorie, dacă ai nu știu medicamente, un pumn de medicamente aici, n-ai voie. De exemplu, diabet. Dacă ai diabet, n-ai voie în camera hiperbară. Bă, spune omul ăsta aici. Da? Uite, ți-am și trimis acum și mi-am făcut. Foarte bine ai făcut. Da? Adriana, deci, și atunci mă întorc la tine. De ce insistența asta orbească? Bun, pacientul eu înțeleg. Credea el sau l-a convins cineva că o să fie ca nou după ce iese de acolo. Dom'le, dar tu ca medic... Dom'le, repet, ăla n-a făcut facultatea de strungărie. A făcut medicină ca să ajungă psihiatru, da? Și dacă vezi că unui copt, și mai ales că e și celebru, și că riști să scrape pe masă acolo, de ce te-ai ambiționat să le iei? Să nu știu, băi, lasă-ne că... Păi s-a gândit că nu o să crape, e simplu. S-a gândit că o să meargă și așa, că dacă a venit pe picioare și arată bine și e ca un brad și rumen în obraji, nu e atât de copt. Și avea și 7.000 de lei la el. Da, exact. Și să ia banii înainte. Stai-mă un pic, că 7.000 de lei putea să ia de la oricine altcineva ei, care nu avea Victor, celebritatea lui Mâțu. Lasă, Victor, că nu urc 7.000 de leile din buzunarele oricum. Alice, țin să te informez că acolo făceau câte 14 odată. Deci, în afară de Mâțu Străian, mai existau încă 13 inși care aveau 7.000 mărunți. Deci, îți dai seama ce bani se plimbau acolo, dar realizezi ce bănuți se învârteau acolo? Realizezi ce bănuți se învârteau acolo. Și tocmai de asta întreb, în condițiile în care, Adriana, critica aia nu ducea lipsă de clienți. Și mi-ai spus și tu că exista și câteva dintre celebrități, da, anumite... le-am descoperit. Da, așa. Doamna Mirela Petrean, de exemplu, o cunoscută cântăreață de muzică populară, da, făcea reclamă acestei clinici, spunea că e foarte bine acolo. Și e posibil să fie... fost? Da. A, făcea în calitate de fostă pacientă? În calitate de pacient. E posibil păi, să se fi bine femei. Cu Mirela Petrean Mâțu și să fi vorbit cu Mirela. Pe la vreo filmare, pe undeva, să-i fi spus. V-am mai zis, e greu astăzi să pleci în străinătate, că nu știi cum te întorci, cu carantină, fără așa carantină. E, da. Bun, probabil din motivul ăsta Mâțu a ales o clinică din România, că se putea duce oriunde pe planeta asta. Problema n-a fost de bani, problema a fost de inconștiența acelui doctor. Pentru că, într-adevăr, pe orice site și pe site-ul celor de la Constanța scrie la fel, că persoanele cu probleme cardiace sau cu probleme pulmonare n-au ce să caute acolo. În schimb, această clinică, dacă intrați pe pagina de Facebook, eu am intrat. Așa. Se promovează ca având cele mai performante tratamente post-COVID cu oxigen hiperbar. Atât. Nicio contraindicație. Da. Și nu scrie acolo, vezi că dacă ai nu știu ce boală, n-ai voie să intri. Simplu, pentru că a fost un inconștient. Din câte am înțeles, doctorul respectiv l-a dus pe Mâțu cu mașina clinicii sau cu mașina personală. O nu mașină se știe. Neacreditată. Cu o mașină neacreditată la un spital de mâna a patra, orășenesc, din Oravița. De la Oravița, da. Care n-avea nici măcar o trusă de păi nu, auzi, Adriana, spitalele alea de mâna a patra ajung și cei pe care nu-i cheamă Mâțu Stoian. Exact, dar din păcate, mai ales noaptea, spitalul n-avea laborator, n-avea nimic. De aia, după aia l-au trimis în altă parte. E, acum gândiți-vă, dacă l-a văzut că scuipă sânge, nu era logic să-l ducă direct la Reșița? La urgență după capul de meu, ce da. De ce nu l-a dus la Reșița? Era mai departe, era lene, era noapte. Cine știe? Poate la fel de la Reșița, mesajele nu. Pe care le-am primit și de la angajații clinicii și de la angajații altor clinici din același sistem, așa? Spun același lucru. Personalul foarte prost plătit, condiții execrabile, economie la sânge, un management care se purta foarte urât cu angajații. Așa? Ore suplimentare neplătite, păi umilință. Și totuși cum aveau personal să țină prăvălia aia care păi, înțeleg că producea?
Păi avea, pentru că ai acum să o luăm logic, da? Un medic psihiatru bun poate lucra ori la o clinică privată, ori la un spital și poate câștiga o căruță de bani azi. Un medic care nu, poate nu e atât de bun, că știți cum e, pădure fără uscături nu se poate și în branșa asta, alege să meargă pe salariu minim pe economie, să bage niște oameni într-o cameră. Tu crezi că ăla s-a dus pe salariu minim pe economie acolo? Dă-mi voie să mă înduiesc. Dă-mi voie să mă îndoiesc, mai ales că era perla coroanei, din câte înțeleg, că pe hiperbara asta era Boreș, era coadă. În direct alături de noi, surpriza serii, doamna Carmen Obârșanu, devenită și avocat al uneia dintre cele două surori ale regretatului Petrică Muțu Stoian. Sărut mâna, doamnă! Bună seara! Nu știu ce să zic, felicitări că v-ați implicat în acest caz, nu știu cum să încep așa, mai politicos, dar mai bine încep brusc. Sunteți angajată de sora domnului Petrică Muțu Stoian în vederea elucidării cauzelor decesului sau în vederea reprezentării în procesul de succesiune sau ce păcatele mele se va întâmpla pe avere? Am discutat astăzi cu doamna Maria. Doamna Maria este soția fostului coleg de școală și de serviciu al soțului meu. Au fost colegi. Așa. Soțul doamnei Maria fostă Mițu și soțul meu. Și m-au contactat astăzi, am discutat, dar am rămas surprinsă față de ce am în față, de actele medicale pe care le... Ce v-a surprins, doamnă? Păi, acest certificat medical constatator al decesului cred că a fost eliberat de o alimentară. De ce? Pentru că mă uit aici pe acest certificat și văd județul liber, pauză. Comuna, orașul, municipiul, pauză. Unitatea sanitară, pauză. Nimic. Deci nu știm cine a eliberat acest certificat constatator al decesului. Așa. La cauzele decesului are dreptate doamna Bahunțeanu. Se încearcă mușamalizarea. De ce? Pentru că apare cauza directă a decesului, insuficiență cardiorespiratorie acută. Atât. Păi bun, în esență toți murim când ni se oprește inima, nu? Toți au același diagnostic. Mai apare aici starea morbidă inițială, pneumopatie. Un perete întreg poți să pui cu diagnosticul general de pneumopatie. Și mai avem și încă o boală, insuficiență cardiacă gradul 2. Și asta este cauza decesului omului. Deci nu se vede nimic care să ne atragă atenția că decesul omului s-a produs în mod violent într-o cameră hiperbară. Adică vreți să ziceți păi că îi scuipa sânge, decesul, că îi s-a oprit inima sau cum? Păi nu, decesul nu s-a produs în camera hiperbară, s-a produs la spitalul din Reșița. Din cauza. A, din cauza. Păi... Da. Nu, asta ține de anchetă, doamna avocat. Da, e adevărat. La anchetă am luat legătura cu ofițerul de poliție care se ocupă de anchetă și cât de curând o să mergem, o să depun o cerere de consultare a dosarului, să facem și noi cerere de probațiune, dar acum încă mă aflu în faza de strângere de probe. Am înțeles. Există, vă gândiți și la deshumarea trupului? Nu, raportul medico-legal e esențial. Nu, la deshumare încă nu. Nu se referă la deshumare, trebuie să vedem întâi ce s-a găsit la expertiză. Dar acest certificat medical constatator, vă spun sincer că nu pot să-mi dau seama cine l-a emis. Nu scrie emitentul. Dar n-are domnul o ștampilă pe el, ceva? Nu, nu. Doar două semnături de medic și două parape, una ilizibilă și una se vede că este medic primar, medicină legală, doctor în medicină. Bun, deci l-a emis totuși un cadru de specialitate. Bănesc da, dar e legist omul ăla. Da, juridic, măcar ce instituție, ce unitate sanitară l-a emis. Nici măcar atât nu au completat. Bun, care lucruri vi se par suspecte, doamnă? Dincolo de, haide să spun, modul cel puțin neglijent în care a fost emis certificatul ăla. Doamna Maria a venit astăzi, într-adevăr, era într-o stare deplorabilă. Nu înțelegea încă care este motivul decesului și avea nevoie de cineva
întâmplător, eu am făcut o școală sanitară și am o vechime de vreo 13 ani asistență de urgență. Da. Deci pot să realizez și eu care sunt termeni medical folosiți. Dar ar trebui, am luat legătura cu ofițerul de poliție, cum v-am zis. Da. I-am transmis o adresă procurorului prin care am solicitat să ne permită să consultăm dosarul și să participăm la actele de urmărire penală. După toată această procedură care se reflectă strict la aspectul penal al cauzei, aveți de gând sau vi s-a solicitat să vă implicați și în partea, în latura civilă a ceea ce bănuiesc a fi un viitor proces pe avere sau pe ceea ce e vizibil din avere? Interpret? Nu. Era prea traumatizată doamna Maria ca să mai putem discuta de partea aceasta. Încă se gândește că i-a murit fratele și aduce aminte că atunci când a plecat la secția de reanimare, i-a făcut semn cu mâna, i-a un fel de la revedere. Deci dânsa încă este traumatizată de momentele acelea din spital pe care și le amintește. A venit cu soțul dânsii și nu era într-o stare bună ca să discutăm aspectele civile. Deci, dar vă gândiți la asta pe viitor? În funcție de ce o să discutăm. Deci n-am avut încă o discuție pe asemenea aspecte. Nu. Cred că săptămâna viitoare o să mergem la Reșița să vedem și noi dosarul. Dar probele toxicologice au venit? Nu. Nu mi le-a arătat probele toxicologice. Oricum nu vin așa repede aceste probe. Durează o anumită perioadă de timp. Și trebuie să vedem către ce servicii a făcut adresă polițistul care se ocupă de caz. L-am sunat ieri, am discutat cu dânsul, i-am spus că o să-mi depun delegația și o să vin cu doamna să ne uităm pe acte. Dânsa știe ce a mai văzut acolo când a dat declarațiile. Eu încă sunt într-o tatonare de probe. Bun. Nu pot să-ți dai seama, deci am în față certificatul medical constatator, am certificatul de deces, niște acte medicale anterioare, dar din actele acestea medicale care le am, eu vă spun sincer că nu știu ce specialitate a avut acel individ care i-a dat autorizare să intre în camera hiperbarică. Aveți actele medicale cu care s-a dus Petrică Mâțu la clinica Nera? Da. Și puteți să ne spuneți și... Cu scuze pentru întreruperea dezbaterii pe care o vom continua, un breaking news în direct la telefon alături de noi, omul de afaceri George Becali, cel a cărui președință, nu domiciliu, a fost vandalizat astăzi de suporterii nemulțumiți ai echipei pentru schimbarea sau destituirea antrenorului. Bună seara, domnul Becali! Bună seara! Faptul că și-au permis să se ducă în baza privată a clubului pe care îl dețineți și ulterior în zona de unde vă conduceți business-ul, era realmente de așteptat. Nu e de acceptat, dar era de așteptat. Dar pe mine m-a îngrijorat faptul că dumneavoastră ați spus că aveați informații că vreau să vină peste dumneavoastră la dumneavoastră acasă, în domiciliu privat al dumneavoastră. Prima dată și prima dată o să vă spun că Alexandru Mâțu, Dumnezeu să-l ierte. Da. N-a murit de hiperbară, a murit de altceva, mai mult nu mai zic. Petrică Mâțu Stoian, păi stați un pic dacă ați început și m-ați incitat... Dar nu zic mai mult. Am zis că n-a murit de hiperbară, a murit de altceva și gata, nu zic mai mult. Păi bun, a murit că l-a lăsat inima, că toți murim la fel, domnul Becali. Păi nu din cauza camerei hiperbare. Și dumneavoastră aveți informații? Păi da.
Păi dacă vă caută anchetatorul la care nu-i caută neamurile lui Mulțu Stoian, ce faceți? Îi le spuneți? Zic că nu mai țin minte. Îi ziceți că nu mai țineți minte. Păi de ce? Pentru că după aceea sunt implicate alte persoane. Ai, nu mai vreau să mergem mai departe. Spuneți. Deci hai să mergem la treaba noastră. Hai să mergem la treaba noastră. La treaba noastră. Deci eu, mie mi-a spus șeful galeriei că vreau să vin. La dumneavoastră acasă, în Pipera? Da. Da, da. Și să facă ce? Nu știu, să vă scrie măscări pe garduri? Să vă atace știu familia? Ce stă? Nu, că știu eu ce vreau ei. Ce vreau? Ce vreau? Păi nu știu ce vreau. Vreau să fie arestat, probabil. Cum o să fie, probabil. Pentru că eu am chemat, a venit și biliția, a venit și brigada criminalistică. Da. Și le-am explicat totul. Acum o să ia camere de la vedere, normală trebuie să prindă și trebuie să rezolve situația asta. Că nu putem acum, fiecare societate comercială, vin unii și stai că ei scrie, amenită, jignesc. Domnul Becali, vă amintesc că în ultimii ani, știu eu cel puțin două cazuri de demnitare ai statului, ale căror reședințe au fost vandalizate. Și vă dau două exemple. Domnul Florin Iordache a fost un ministru al justiției și domnul Nicolae Bădălău, între altele, a fost ministru al economiei. Și n-am auzit să fi luat miliția, cum ziceți noastră, pe cineva, da, nici acum, măcar 24 de ore. N-a luat. Dar acum deja au venit, s-au și autosesizat. Și a venit și brigada de criminalistică. Și vor lua toate camerele de luat vederi. Vor ancheta, probabil, eu am dat o declarație că mi-a spus Mustață, șeful galeriei, că el, vezi, Doamne, nu i-a lăsat. Așa. Cu alte cuvinte, el știe cine vreau să vină și nu i-a lăsat el. Dar eu i-am spus, pentru tot ce se va întâmpla de acum încolo, tu ești vinovat. Pentru că 15 ani cât a stat, sau 10 ani cât a stat în parapușcărie, nu s-a întâmplat nimic. El îi instigă toate astea. El vrea să dea, vezi, Doamne, cât de deștept el, cât e de important el, și face lucrurile astea inconștient. Da. Poate să facă pușcărie încă 5-7 ani de pușcărie pentru alții. Dar nu l-ați întrebat pe domnul Mustață ăsta și ce vreau să facă la dumneavoastră acasă și nu i-a lăsat el să facă? Păi nu, păi dar avea boi de la bicicletă. Am o bicicletă acasă și am niște boi care vrea să ia boi ei de la bicicletă. Eu le-am spus, după mă credeți că am bodyguard pe la mine acasă, am unii așa de vreo 2 metri noaptea. Înțelegi? Păi și ce faci? Facem bătaie de stradă în Pipera, domnul Becali, păi, între galerie păi, dar și... Păi nu facem, dar nu, dar sunam la 112. Nu? Până sunați dumneavoastră la 112 suporterii nemulțumiți păi, de... Nu știu ce făceau, ce nu se făcea, ce se întâmpla. Eu atâta știu și vreau ca oamenii care au făcut asta să plătească. Am făcut și o plângere penală și că eu nu am treabă cu ei. Pe mine nu mă interesează de ei. Pentru că știi cum e treaba domnul Ciutac. Cum? Când este, spun și la jurnaliști de sport. Dom'le, să vezi că FCSB nu e steaua. Că nu le convine lor. Acum le convine să fie steaua. Când îl dai afară pe antrenor, stai, dom'le, că e un club... de renume, titrat și nu știu ce, și tradiție. Când nu le convine lor, nu mai e cu tradiție. FCSB, adică nu mai e, că e steaua CSA. Bun. De la nu contează cine e, cum e. Contează că chestiunile astea trebuie să fie puse la punct și de autoritățile statului să-și facă datoria și oamenii care fac lucrurile astea trebuie să fie arestați și condamnați. După părerea dumneavoastră, s-ar arăta ca autoritățile statului să nu fie atât de harnice. Eu ce am văzut cum imediat s-au mobilizat și la bază și și la palat. A venit și de la criminalistică cu tot felul de... Și au venit două echipaje. S-au autosesizat și au venit. Eu cred că vor rezolva cazul. Dar nu numai că vor rezolva. E o chestiune aici de rezolvare pentru viitor. Ca să le fie teamă să nu mai facă. Păi pentru că ăsta Mustață instigă. Dar de ce interes ar avea? Înțeleg că omul e șeful galeriei. Da, sau a fost galerie. Păi ce interesări, omul e nebun, se dă important. El crede că e important, el așa se crede. El crede că dacă e șef de galerie, se crede important. Prost nu e,
Numai că face arfe de astea de important. Păi, înțeleg, de important. Apropo de importanța pe care spuneți că și-o dă, respectivul domnul, înțeleg că suporterii sau cei din facțiunea de galerie pe care o conduce domnul Mustață intenționează să ceară aprobare la primăria Capitalei sau, nu știu, bun. La voluntari, păi, habar n-am, să protesteze împotriva noastră, să facă miting. Bun, păi când protestez ceva, protestez împotriva unei instituții publice de stat. Ce să protestez? Că o societate comercială, ce să zic? Că eu nu, e o societate comercială care vrei angajații, care vrei tu la societatea comercială, că aici e o societate comercială. Cum să-i dea aprobare? E o societate primăria comercială de drept privat, dacă nu greșesc. Când e drept privat, normal că e drept privat. Păi da, și dacă autoritatea statului, în speță primăria, le dă aprobare și fac meeting organizat împotriva noastră. N-ați mai văzut anomalii? Păi și dacă îl fac anomalii, dacă îl fac, îl fac. Și care e problema? Poate să plimbe de dimineață până la 12 noaptea și de la și în două ture. Și care e problema mea? Ce mă interesează? Eu îmi fac viața mea, n-am treabă cu ei, nu-i cunosc, nu mă interesează. Păi și nu vă e teamă, nu știu, pentru securitatea noastră, a familiei dumneavoastră, că nu o să stați încuiat la pipera acolo, cuia de 2 metri, de care ziceați. Păi dacă acum ce faci? Dar nu mi-e teamă. Și de ce mi-e teamă? Pentru că eu știu cine e omul care face toate astea. Și cine, și orice s-ar întâmpla, vina dau numai pe el. Și el știe că eu știu și atunci știe că o trebuie să o stească să plătească. Orice se întâmplă și chiar dacă nu-i vinovat el, tot el trebuie. Păi da, dar nenorocirea e că plătește, dacă plătește după ce se întâmplă, nu înainte, domnul Becali. Păi dar nu o să mai se întâmple pentru că nu-i prost, e prea deștept. El face tâmpenile astea din se dă mare crezut, dar el nu-i prost. Îi merge minte. Și nu o să mai fac. Pentru că el face toate și acum el nu o să mai fac. Am și eu o mică curiozitate de natură, hai să spunem, contractuală cu fostul antrenor, înțeleg deja. E adevărat că i-ați trimis prin avocat o înștiințare sau o propunere de a-i plăti niște venituri salariale sub formă de pomană? Da, da. Și a scris avocatul în actul ăla că să rezilieze contractul, că îi dați pomană salariul pe noiembrie și ăla pe decembrie? Da, așa am scris eu, așa am ordonat eu. Păi de ce? Păi dacă el vroia 500 de mii... Păi dacă așa scria în contract acum? Păi dar 500 de mii dacă îl dădeam afară. Bun. Păi dar și nu vreau să-l dau afară. El să putea agăța de clauza el contractuală? Păi și el, dar el a spus să facem propunere, adică păi nu vreau 500, fă o propunere. Asta cerea avocatul lui. Bun. Și am spus, eu am făcut propunere. 7500 pe luna noiembrie pomană și încă luna decembrie 5000 pomană. Asta am zis, nu e pomană? Păi ați făcut-o dacă ca să... Dacă nu muncești cu bani, nu e pomană? Ați făcut-o ca să-l umiliți? Nu ca să-l umilesc, ca să-și dea seama ce cere. Adică ca să-și dea seama, bă, tu ce 500.000, ce e pomană sau ce? Păi nu, cerea respectarea unei clauze pe care angajații noastră au semnat-o în contractul lui, nu? Bine. Nu, tată, nu. Bine, eu așa am considerat. Da, nu, vă întrebam, era pur și simplu o curiozitate. Am citit citatul respectiv și am zis că mi se pare ireal să fie trimis de un avocat. Nu asta spuneți? Că a nu, fost păi, dar nu trimis, dar nu e trimis avocat, ci trimis, ei scriu ceea ce dictez eu. Păi, dar scriu ceea ce dictează noastră în limitele legii, domnul Becali. Păi în limitele legii. Ce, interzice legea să scrii pomană? Nu interzice. Uite, doamna Drăghici, râde. Dacă nici eu nu știu cum se lucrează ca avocat pentru domnul Becali, nu mai știe nimeni. Așa este. Păi întreabă pe doamna Drăghici. Așa păi este. Întreb. Ziceți, doamna Drăghici. Avocatul primește instrucțiuni de la client. Ăsta e adevărul. Și în baza instrucțiunilor primite de la client, se conformează. Păi adică bun. Noi lucrăm pe baza unui contract de asistență juridică, iar clientul te instructează în legătură cu modul în care trebuie să te comporți în raport cu o autoritate, cu un partener de afaceri. Nu, stai un pic, Alice, dacă zicea domnul Becali, dă-i cu plasa în cap agentului de miliție de la Conții de deci nu intră în discuție așa ceva, păi să adresezi cuvinte insultătoare sau altceva. Dar Alice, dacă clientul dorește o anumită Alice formulare care nu excede bunul simț, niște reguli minimale, faptul că îi dai pomană în sensul în care n-am muncit pentru banii aia, chiar cred că e regulă formularea, nu? Păi vezi. Dar ea știe, Alice, că eu și avocații, când îi angajez... Nu eram de capul meu! Asta. Eu controlez! Exact!
Deci ei trebuie să facă apărările în funcție de cum vreau eu. Așa e și firesc. Sincer, da. Acum, mai bine decât clientul, păi, de exemplu, nu cunoaște nimeni situația. Avocatul vine oricum din afară, n-are de unde să știe care sunt substraturile unei situații. Clientul o cunoaște cel mai bine. Da, mă, Alice, da, avocatul are contractul în față, dacă el de domnul Becali să-l citească înainte să-l notifice. Da, deci dacă un om n-a muncit o lună și salariul lui e de 15.000 de euro, un salariu bun, zic și eu acum, zic și eu. Da? Și zice, domnule, uite, n-ai muncit, ți-i dau. Cum să numești? Adică cum definim? Despăgubire, că ai plecat mai repede. Ce drag. E chiar pomană. Da. Dar cred că i-a și luat, nu? Nu, înțeleg că nu. Nu i-a luat. A fost demn, nu? N-a vrut. Fraier. N-a vrut. A zis, domnule, iau numai banii pe care i-a muncit. Bun, ăsta e un lucru, mi se pare, un lucru de fair play. Păi eu de ce crezi că am scris pomană? Psihologic, ca să nu ceară mai mult. Adică păi și dacă să vă ceal dracu domnul Becali și cerea 500 de mii? 500 de mii pomană. Păi dacă să vă ceal dracu și cerea 500 de mii? Are și pomană asta, limitele ei. Păi eu am vrut să scap de 500 de mii clauza, dar aia am spus, băi, banii dacă nu i-ai muncit sunt pomană. Cum să iei 500 de mii? Vrei pomană? Păi și dacă l-a ambiționat și spunea, da, vreau pomană, ce făceați? Păi da, vrei pomană, dar nu, eu am mers la sigur că eu cunosc psihologia omului, Alice, știe. Cum îi făceam lui Radu Ionescu. Știi, Alice? Îi dădeam mesaje, dădeam mesaje, vorbeam cu el. Domnul respectiv este un tânăr procuror de la DNA. A, și dumneavoastră îi dădeați mesaje procurorului de la DNA, îi dădeați teroare pe mesaje? Nu teroare, că erau prieteni. Nu-i dă, eram prietenul meu el. A, eu da? Vorbeam câte două ore cu el la telefon. Păi el, Radu. Și ce-i dădea? El îmi făcea mie dosar și eu vorbeam câte o oră, două ori la telefon. Hai, domnul Cigea. Încercam să-l convinc că este pe o pistă greșită. A, și purtați i-a conversații telefonice și dădea și mesaje? Victor, deci una peste alta i-a dat clasare sau nu? Ai, pe bune acum. Păi nu știu, v-a dat clasare domnul exact, Becali, da. L-ați convins? Exact, da. Păi, a dat clasare, de ce a dat clasare? Că mi-a dat Dumnezeu o judecătoare care a scris o frază și l-a paralizat. A scris constată putere de lucru, judecat suma. Pum! Gata, l-a paralizat. Și după aia când a dat-o asta, eu l-am sunat și a zis, Radule, te-a paralizat judecătoarea. Nu și... mai poți să mai spui. S-a lăsat greu, domnul procuror. Și ce a zis domnul procuror? N-a cedat în prima, a fost nevoie de vreun an, dar până la urmă a dat clasare, n-avea încotro. Și ce a zis domnul procuror când ne-a zis ce că l-a paralizat judecătoarea? Și ce a zis? Nu trebuia să dea. A zis că nu trebuia să dea. Nu trebuia, păi, dar... Da. Dacă tot a dat, a dat și el clasare. Păi da, dar nu avea cum, pentru că l-a blocat judecătoarea să-i dea. Toată viața mea fac rugăciune pentru judecătoarea aia. Pentru că mi-a liniștit viața judecătoarea. Deci în fiecare zi când merg la biserică, când mă rog pentru familia mea, mă rog și pentru ea. Sper că și pentru mine, care am rezistat eroic lângă dumneavoastră. Oh, păi, tu ai rezistat, dar ea mi-a liniștit viața și familia. Domnul Becali, să ne întoarcem la motivul pentru care v-au vizitat oamenii și înțeleg că intenționează să o facă de nou. Știu că sunteți în relații bune cu domnul Iordănescu senior, tatăl lui Edi Iordănescu, de asemenea un om foarte credincios. Greșesc? Da, sunt în relații bune cu el. Eu cer iertare familiei dacă i-am supărat cu ceva. Nu mai că asta e situația. Îmi pare și rău că deja suntem în post. Dar problema asta este, suntem în lume, nu sunt la mănăstire încă, sunt în lume și trebuie să mă zbat pentru averea mea. Dar n-ați renunțat la planul de a vă retrage la mănăstire? Rămânem vegoare? Am zis că nu sunt încă. Păi da, tocmai de asta că nu sunt încă. Păi nu, păi dar ăla e un vis, care nu se știe dacă se împlinește. Păi depinde de altceva decât de voința dumneavoastră? Păi depinde numai de Hristos. Asta nu pot să știu eu sau dumneata. Aia numai când e chemare. Când te cheamă Hristos, te duci și nu mai ții cont de nimic. Păi bun, dar dumneavoastră mi-ați spus într-un interviu pe care mi l-ați acordat acum câțiva ani de zile că sunteți în curs de, nu știu, în procedură, că v-ați decis. Hai, și... gata, nu vreau să vorbim pe tema asta. E ok, nu e nicio problemă. Vorbim pe ce tema vreți dumneavoastră. Nu, că nu. Mai vorbesc și eu, spun, mai zic, dar sunt lucruri care nu convine familie. Și atunci nu pot să supăr familie. Nu, nici eu nu vreau să vă supăr familia. Ok,
Păi atunci, domnul Becali, ce să zic? Mulțumesc mult pentru amabilitate și pentru disponibilitate. Înțeleg că ați angajat antrenor nou deja? Da, pe Toni Petrea. Păi ăsta n-a mai fost mai în trecutul apropiat? Păi a mai fost. Păi și dacă data trecută nu v-a convenit de el, cu ce v-a făcut să vă răzgândiți? Păi dar nu, el a plecat atunci, eu l-am rugat, i-am dat 48 de ore să se răzgândească, a vrut să plece, i-am dat 48 de ore să răzgândească și n-a vrut. Și acum, atunci avea 5.000 și acum am dat salariul dublu, 10. Dar sunteți într-o perioadă foarte generoasă a vieții noastre, domnul Becali. Ce să fac? Dacă vreau antrenor, am zis, băi, aveai 5.000, acum îți dau 10.000. N-avea cum să refuzezi, dai seama, dublu salariu. Da, n-avea nici servici. Păi asta zic, dublu față de ce avea, că vorba dumneavoastră, n-avea nici servici. Nu numai azi. Păi am dat și dublu, dar am spus așa, o să ieși campionatul și o să intrăm și în Liga Campionilor și o să ieși 1.000.000 de euro primă. 1.000.000 îi dați dacă vă duce în Liga Campionilor? Da, da, da. Păi dacă eu 40, nu merită și el un. Mor! Bun, nu, e un calcul foarte judicios. Punctul ăsta de vedere. Da. Da. Știți, eu sunt căpos și mă întorc la subiectul meu. Zic, chiar nu vreți să ne spuneți de ce a murit în realitate Petrică Mățu Stoian? Păi da, nu. Nu pot să zic, că mi-au spus și mie, oamenii care mi-au spus și atunci nu pot să zic. Puteau să vă zică ei, dacă ei nu vor să zică. Dar n-are legătură deloc cu internarea lui în clinica aia respectivă de recuperare? Nici o legătură, nimica. Cu hiperbara nimica, zero. Dumneavoastră aveți hiperbara la clinică, la noastră? Da, da. Da? Da. Și sunt abonat, trebuie să te programez cu o lună de zile înainte. Păi și medicul care se ocupă de hiperbară, ce specializare are domnul Becali? Păi este medic specializare hiperbară. E specializat în hiperbară? La mine doctorii sunt numai români care au lucrat în străinătate ani de zile și care i-am chemat și le-am zis, nu mai sta în Franța. Cât ai salariu? 8.000. Îți dau eu 5. Dacă îmi dai 5, vin în țara mea. I-ați adus pe mai puțin decât aveau în Franța? Păi da. Păi oamenii au spus, domnule, dacă dai 5.000 în România, vin în România. Adică și... aveau 8.000, 7.000. Și eu le-am dat, voi îți dau 5.000, asta pot să dau. Și zis, domnule, dacă îmi dai 5.000, vin în România. Și faceți și tratamente post-COVID la hiperbară de la dumneavoastră, de la... Nu, noi nu facem niciun tratament, noi nu facem tratamente post-COVID. Nu facem. Noi avem hiperbară și oamenii se programează și sunt doctorii care îi evaluează, îi fac o evaluare și atunci aia. Dar mie mi-au spus, adică n-are rost să discutăm pe tema asta. Deci eu nu am unii okay. Camere hiperbară. Mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi în seara asta. Mulțumesc mult și invitațiilor și doamnelor, domnilor. Vă las într-o ediție specială cu Marius Niță. Bună seara, Marius! Bună seara, vă aștept la ediția specială a știrilor cu detalii de la înțelegerea PSD-PNL, acordul pe rotația premierilor, ce condiții a pus PSD și cine va fi primul premier. Liberalii au intrat într-o ședință de urgență după negocieri. Vă prezentăm și o nouă ticăloșie a birocraților statului român. Un copil a fost luat cu executorul de la înmormântare. Băiatul o plângea pe cea care îi spunea mamă. Vedeți explicația halucinantă a protecției copilului la jurnal și se anunță schimbarea radicală a vremii. Aflăm de la șefa ANM când vine iarna, unde lovesc fenomenele severe, dar și prognoza pe 2 săptămâni. Avem detalii însă și de la tragedia serii. O familie găsită, carbonizată în casă, fiul a ars când încerca să salveze părinții. Detaliile imediat când vă aștept și cu restul știrilor.